mano. Dicomi. Staccare presto. Non posso assistere. E dacă sunt chestăți, e bine. Peru, peru. Negativa? Sim. Ah, vai lá. Bravo Mara. 1-1 Mara. Corect, ok. Viaggi in dreapta. Finisce un po' la della. Hai că v-ați rugă, sunteți patru acolo, nu? Intră, mami, intră, că schiamă să faci la intrare. Intră. Care pom băgată fi mai bine la bol. Hai, șef! Bravo! Ajunge?
Grazie, ma che credo, devo scrivere. Este genul, avem o evacuare în urmă. Thank you.
Hi.
pe tot. Bravo, mă, bravo! Uite și asta că ține. Suntem, de fapt, două echipe gazde și astăzi am jucat în deplasare.
Aș vrea să subliniez nota de sportivitate în care s-a disputat jocul și calitatea. Mie mi s-a părut că a avut un ritm și o calitate deosebită, poate peste nivelul diviziei C. Și încă o dată aș vrea să subliniez sportivitatea de care au dat dovadă jucătorii celor două echipe, în ciuda faptului că înainte se preconiza că o să fie ceva tensiune. Și pentru asta aș vrea să-i felicit și pe gazdele noastre și pe băieții noștri pentru modul în care s-au comportat și pentru spectacolul pe care l-au oferit numeroșilor spectatori care au fost. Am obiceiul să mai uit să fac o trecere de vista. Vă spun că au fost la pauză peste 300 de spectatori. Dacă luăm și cele două echipe și competițiile, au fost aproximativ 350. Am un mod special de a-i număra din 2 în 2 sau din 4 în 4. Și vă spun, nu greșesc, cu aproximație de plus 10. Probabil aproape de sondajele care le fac politicienii noștri la alegeri. Era cum ne așteptam, deci să vorbesc puțin despre joc. Echipa SESO mai tare, mai bine pregătită din punct de vedere fizic, am știut treaba asta, noi am subliniat și data trecută, avem carențe pe care nu le-am putut remedia într-o săptămână, două, dar am de asemenea și jucători receptivi, care din punct de vedere tactic joacă bine. Am încercat să facem economie de efort, să alergem mingea, să stăm puțin la cutie și dacă se poate să contraatacăm. Așa am dat un gol și tot la fel am mai ratat în către ocazii repriză, doar că puteam să închidem jocul. Tot la fel de adevărat este că și dânșii au avut multe ocazii, nu știu câte, dar vă spun, nivelul diviziei C, valoarea jucătorilor, mie îmi dă siguranță că atunci când o echipă se apără grupat și obligă să joace repede în viteză, greșesc. Foarte rar greșesc să schimbe. De fapt, treaba asta este valabilă și pentru jucătorii noștri. Când întâlnim o echipă care se apără organizat, aglomerat, și ne avem sumedenie de ocazii, dar pe majoritatea le ratăm. Ăsta este nivelul și asta este valoarea jucătorilor de divizia B. În schimb, dacă au spații, pot să joace bine. Noi am încercat și am reușit să nu le oferim spații. Este vorba de portarul Bolincu, Mercean fundașul dreapta, Mocean fundașul stânga, Soboran mijlocaș, David și Cărstian. Și de asemenea am terminat jocul cu 7 jucători din turda. După ce a intrat Ilinca, am mai crescut puțin. Deci eu vreau să vă vină și eu valoarea portarului. E din 93 și mi-a plăcut foarte mult, e un portar trebuitor. Din păcate, e singurul jucător care l-avem împrumutat. Am zis, nu, un jucător tine, nu mai se fie ai noștri să-i crești, mă, ce bine, e singurul jucător. Da, și eu zic că, ca și joc la Madrid, a fost un joc bun de 10. Eu să încerc să spun de rezultat. Pentru că la ocaziile care le-am avut, atât în prima repriză și când, atât în a doua repriză, e frustrant ca să regalezi așa 14 ocazii sau câte în jur. Poate ocazii, mai ales câte au fost. Dar am fost și în ceea ce puteam să stăm și repriza a doua, ca minutul 60 să fie 2-0 și atunci am uitat. Eu sunt o săptămână la echipă și este foarte greu când e o echipă înainte cu 4 zile de an sau 3 zile de campionat. Am încercat să închei puțin echipa, să așez în teren cu 4 jucători noi, în ultima clipă, 2 nici nu am cunoscut. Și îmi pare foarte rău că echipa astăzi a vrut, dar din punct de vedere fizic este departe de ceea ce am văzut. Deci lipsa de pregătire din vară a dus ca echipa să joace poate din voință, repriza a doua. Dar nu sunt mulțumit de jocuri echipe mari în prima repriză, când am făcut cadou un rol care am avut mingea în picioare. Am dat și pe data rugat mingea în centru, de acolo iar o nesincronizare, am dat și pe centru care
astăzi, în Moldovan, orașul central, sub orice critică, deci sub orice critică, la orice echipă, a stat pe 3 săptămâni pe tușă, dar dacă nu era numai 2, nu am ce să facem. Eu văd fotbalul altcumva într-un derby, din punctul meu de vedere. Eu văd echipa gazdă fiind eu. Văd în primele 20 de minute o voință în care să câștigi duelele, care să pui presiune asupra adversarului care a fost astăzi egat invers. Echipa oaspete, să spunem așa. Am început mai bine jocul, mi-a surprins la câteva faze și pentru asta nu sunt mulțumit. Acum, cum a spus, e greu după săptămână în care nici n-am putut să facem mai nimic. Nu știu dacă marți în cupă o să ajungem la ritmul care am avut astăzi, că azi e vineri și marți jucăm contra echipei din Târgu Mureș. Deci ca să închei, fiindcă eu sunt supărat după rezultat, aștept la echipă mult mai mult.